Onorat public, doamnelor și domnilor, să știți că și pe mine mă leagă niște amintiri dintre cele mai frumoase de această publicație de Gazeta de Herță, pentru că cartea mea de muncă începe în Gazeta de Herță, primii 4 ani. Sunt amintiri dintre cele mai frumoase, pentru că și eu sunt de pe aceste ținuturi, din ținutul Herța. Aici îmi sunt părinții, aici îmi sunt rudele, prietenii, colegii. Iată colectivul cum a fost, așa a și rămas, tânăr, frumos, modest. Dați-mi voie să vă doresc sănătate, fericire, cât mai mulți cititori. Și să știți că, chiar dacă suntem plecați mai departe de ținutul Herța, întotdeauna inima noastră bate tot aici, pentru că printre cele 15 ziare care le primim la Radio Ucraina Internațional, primul ziar care îl deschid este Gazeta de Herța, nu știu. Este mai aproape de inimă, de suflet, de satul de unde am plecat. Să aveți parte de sănătate, fericire și cât mai mulți cititori și abonați.